Marian Manole, fratele regretatei soliste Mădălina Manole, a luat atitudine după ce Maria Dragomiroiu a vorbit despre sora sa în emisiunea 40 de întrebări cu Denis Erifai la Canal D. Artista, care a fost prietena cea mai bună a Mădălinei, a dezvăluit că aceasta credea că este urmărită de un blestem din familie și că ar fi știut că o să moară. Cântăreața de muzică populară a incriminat și familia celebrei, fete cu părul de foc, că nu i-ar fi sărit în ajutor la timp pentru a evita tragedia. Invitată în emisiunea 40 de întrebări cu Denis Erifai, Maria Dragomiroiu, care a fost prietena cea mai bună a Mădălinei Manole, a vorbit despre moartea regretatei artiste, subliniind că fata cu părul de foc ar fi fost o fire depresivă. Cântăreața de muzică populară a învinuit și familia Mădălinei Manole pentru ce s-a întâmplat, despre care a spus că ar fi știut cu ce probleme emoționale se confrunta regretata artistă. Artista a făcut mărturisiri emoționante în emisiunea lui Denis Erifai. Pentru Maria Dragomiroiu, Mădălina Manole a fost mai mult decât o colegă de scenă. Îmi pare rău că a plecat așa, a fost sora mea mai mică, ne-am spus și bune și rele. Am învățat una de la alta, Mădălina a însemnat mult. A acceptat și sfaturile mele. Ea a fost o fire depresivă, era exigentă cu ea, își iubea enorm familia, dar sunt convinsă că ceva a canalizat-o spre acest destin. Ea simțea ceva. Ea spunea că asupra familiei ei apasă un blestem, că s-ar putea să moară tânără. Nimeni n-a fost lângă ea. Mama era departe, se recăsătorise, iar omul de lângă ea nu a iubit-o destul încât să o salveze, a declarat Maria Dragomiroiu în emisiunea lui Denis Erifai de la Canal D. Fratele Mădălinei s-a supărat după ce a ascultat declarațiile Mariei Dragomiroiu, mai ales că mărturiile artistei au fost făcute după 12 ani de la trecerea în neființă a surorii lui. Acesta i-a transmis un mesaj dur, prin intermediul Click, reputatei cântărețe de muzică populară, care a declarat că a fost ca o soră pentru Mădălina. Înțeleg că niciodată nu s-a implicat ca să spună contrariul, pentru că ar fi fost dată în judecată. Dar să vină acum, după 12 ani, și să spună public, într-o emisiune, ce a spus e dezamăgitor pentru familia mea. Să spun să-i fie rușine. Nu. Am respectat-o și pe ea și pe soțul ei pentru că i-am cunoscut personal cu ani în urmă, când trăia sora mea, dar nu așa o respectă pe sora ei. Mi se face greață când mă uit la emisiune, a declarat Marian Manole, în exclusivitate, pentru Click. Cea mai bună prietenă a Mădălinei Manole a spus despre ea lucruri urâte. Distinsa artistă trebuia să tacă, cea mai bună prietenă o scoate sinucigașa acum, după 12 ani. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă feresc singur. E o vorbă, erau împreună în turnee în țară și în afară de mulți ani. Nu avea voie să spună lucrurile astea despre Mădălina, dacă chiar a prețuit-o, a conchis Marian Manole, pentru Click. Mădălina Manole s-a stins din viață pe 14 iulie 2010, chiar în ziua în care ar fi trebuit să împlinească 43 de ani. Moartea regretatei artiste rămâne, totuși, o controversă până în ziua de azi, asta după ce mai multe persoane, chiar și familia, au declarat că artista ar fi fost omorâtă. Până la urmă, autoritățile române au ajuns la concluzia că artista s-ar fi sinucis, după ce ar fi ingerat o substanță chimică numită furadan. Mădălina Manole nu a fost la prima tentativă să se suicid, ajungând în spital cu ceva timp înainte tot din dorința de a-și pune capăt zilelor, însă fusese salvată. Ulterior, nimeni nu a mai putut face nimic. Familia Manole l-a acuzat la momentul tragediei, pe Petru Mircea, soțul Mădălinei, că ar fi fost vinovat de depresia care a împins-o pe cântăreață să recurgă la acest gest extrem.